Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tort turtă dulce, un desert extraordinar pentru Crăciun, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru blat vom avea nevoie de 150 g de unt, 350 g de făină, 200 ml de lapte, 200 g de zahăr brun, 3 ouă, 50 ml de cafea, 180 g de melasă, 2 lingurițe de scorțișoară, 10 g de bicarbonat de sodiu, 1 linguriță de ghimbir măcinat și 1 sfert de linguriță de nucșoar. Iar pentru cremă vom avea nevoie de 750 g de mascarpone, 750 ml de ladorna frișcă neîndulcită, 100 de grame de zahăr pudră, 50 de grame de miere și o lingură de esență de vanilie. Pentru început voi pune zahărul brun într-un bol mai mare. Peste el voi adăuga untul care este la temperatura camerei. Este unt gras cu 80% grăsime. Peste unt voi pune și melasa. Și voi amesteca foarte bine totul. Când ingredientele arată ca o cremă, putem să adăugăm cele 3 ouă, pe care le incorporăm cu untel. Adăugăm apoi laptele, care este la temperatura camerei, la fel și cafeaua, și putem pune și condimentele, adică scorțișoara, nucșoara și ghimbirul. Și voi amesteca totul foarte bine. Adaug și făina, bicarbonatul de sodiu și amestec cât să am o compoziție omogenă. Compoziția este gata, așa că o pot pune în două tăvi. Voi pune compoziția în două tăvi cu diametrul de 23 de cm și încerc să împart compoziția cât mai egal. Apoi, voi nivela foarte bine fiecare compoziție. Voi pune acum tăvile în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ o jumătate de oră. Blaturile s-au copt și miros foarte, foarte bine. Le voi lăsa acum să se răcească complet, apoi le voi tăia în jumătate pe fiecare în parte. Pentru cremă, voi măsura pentru început 750 ml de frișcă neîndulcită la Dorna. Această frișcă este naturală, făcută din grăsimea laptelui de vacă, este foarte gustoasă și trebuie răcită foarte bine în frigider înainte de a o bate. Ideal ar fi să o răciți în frigider pentru cel puțin 24 de ore. Pe lângă varianta de 1 litru, găsiți frișcă naturală neîndulcită la Dorna și în varianta de 200 de ml. Punem frișca în bolul unui mixer. Peste frișcă voi pune mascarponele care este la fel de rece. Voi adăuga zahărul pudră, mierea și esența de vanilie. Mixez foarte bine totul până când voi obține o cremă tare și aerată. Crema este gata, cam așa va trebui să arate. Trebuie să fie fermă, foarte bine bătută și să nu cadă din lingură. Pentru a asambla tortul, am pus o felie pe un platou. Din crema pe care am făcut-o mai devreme, am pus într-un poș și cu ajutorul acestui poș voi pune cremă pe toată suprafața blatului. Peste cremă voi pune un al doilea blat. Presez foarte puțin. Voi pune din nou cremă. Voi pune încă un blat. Presez puțin. La final voi pune și ultimul blat. Deasupra voi pune ultimul strat de cremă și voi pune tortul la frigider pentru cel puțin 4 ore înainte de a-l servi. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de tort turtă dulce. Arată absolut minunat. Blaturile au un gust perfect de turtă dulce, iar crema este delicioasă și foarte aerată.
Acest tort este aspectos, nu este greu de făcut și ne aduce mereu aminte de turta dulce din copilărie. Sper din suflet să încercați și voi acest tort de sărbători și să vă placă. La revedere!